Campania de vaccinare a adus un suflu de speranță pentru românii care au afaceri. Unii și-au luat inima în dinți și au început să facă angajări în speranța că vom reveni rapid la normalitate. Pe una dintre cele mai mari platforme de anunțuri, în primele 3 săptămâni ale acestui an au fost scoase pe piață peste 20.000 de noi locuri de muncă, aproape la fel de multe ca în ianuarie anul trecut. Cosmin Stan are toate cifrele. Bun găsit! Cele mai multe oportunități au venit din partea angajatorilor din comerț, conform datelor extrase din platforma proprie de către eJobs. Peste 4.300 de locuri de muncă au fost postate în ianuarie din această zonă de activitate, adică vânzători și angajați în magazine sau depozite. Pe locul 2 în clasamentul celor mai căutați angajați au fost cei din domeniul prestări servicii, cu peste 2.500 de poziții. Câțiva ar putea veni din zona restaurantelor, care s-au redeschis chiar dacă la capacitate redusă. În vreme ce IT-ul și telecomul s-au aflat împreună pe poziția a treia, la mică distanță, cu aproape 2.400 de posturi scoase la concurs. Cele mai multe dintre joburile noi se adresează candidaților din București, iată, aproape 9.000. Următoarele orașe sau județe, în ordinea numărului de opțiuni deschise în fața candidaților, sunt Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Ploiești, Iași, Constanța, Sibiu, Ilfov și Bacău. Atenție, vorbim de poziții unice, pentru că unele posturi vacante pot fi înscrise în mai multe domenii, dar și județe simultan. În funcție de experiența candidaților care își caută un loc de muncă, în ianuarie cei mai mulți sunt începători, peste 48.000, urmați de cei cu oarecare experiență, iată 33.000, și într-o mai mică măsură cei cu o carieră în spate, peste 25.000. În ianuarie au fost înregistrați aproape 127.000 de candidați pentru un nou post, care au depus împreună peste 1,2 milioane de solicitări, în creștere față de aceeași perioadă anului trecut, când pe eJobs au aplicat doar 106.000 de candidați. Diferența, mai spun reprezentanții platformei, este că până nu de mult vorbeam de angajări masive doar în câteva industrii care au crescut pe fondul crizei, însă acum s-au reluat angajările și în alte sectoare, precum Horeca, de pildă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.